Iar în cadrul Congresului Extraordinar organizat la Sala Mare a Consiliului Județean, conducerea PSD a făcut analiza pierderii scrutinului în orașul Buzău și a scorurilor cu mult sub așteptări la nivel de județ. Avem greșelile noastre, ne-au arătat buzoienii un cartonaș galben și sper în această echipă, alături de domnul primar, de președintele Consiliului Județean și de ceilalți consilieri județeni, municipali, comunali, primari, viceprimari, avem totuși peste 1000 de aleși locali PSD, vom încerca o nouă abordare și o nouă, ținând cont și realizând cele întâmplate la ultimile alegeri. Pe lângă critica adusă politicii partidului de la nivel național, liderul PSD Buzău, Marcel Ciolacu, a recunoscut că și la Buzău s-au făcut greșeli în campania electorală. Poate am avut o abordare greșită, faptul că având atâtea administrații și implicată, cu toții fiind foarte implicați în primul și în primul rând pe administrații și pe dezvoltarea județului, a municipiului, a OAT-urilor, am neglijat un pic și partidul și contactul cu oamenii. Poate trebuiau mult mai multe lucruri explicate. La un moment dat s-a intrat și într-o timorare evidentă la câte atacuri erau asupra PSD-ului. Era greu domnului primar Constantin Toma sau domnului Neagu să stea să dea explicații pe legile justiției. Cred că nici nu știau ce în ele și nici nu-i interesa prea mult. După ce organizația pe care o conduce la Buzău a pierdut în fața USR, primarul Constantin Toma a declarat că orice efort electoral a fost atenuat tot de imaginea PSD la nivel de țară. Rezultatele astea sunt niște rezultate proaste și trebuie să facem să le schimbăm. Bineînțeles, schimbarea nu știu cum să facă, nu știu ce trebuia făcut mai mult, dar voi fi personal și mai îndrăgit să facem, să muncim și mai mult, să obținem rezultate și mai bune. Bineînțeles că valul ăsta de ură s-a dus și spre Buzău, putea să fie și Toma, și Neagu, și Marcel Ciolacu la Buzău, niște oameni extraordinari, curentul ăsta, valul ăsta a creat, nu mai puteai să controlezi nimic. Cu ce puteam opri eu, da? În sondaje stau bine și voi știți treaba asta. Cu ce puteam opri eu curentul ăsta? Am făcut tot ce a fost omenește posibil să fac. Și nu a disperat. Din prima zi până când, eu știu, cum a ajuns să nu mai am postul ăsta, am făcut tot și fac tot. S-a votat împotriva. A câștigat USR-ul la Buzău. Ce puteam să fac eu? La nivel de județ, PSD a obținut puțin peste 33%, un scor cu mult sub așteptările liderilor organizației.